Rapidul a pierdut în fața ultimei clasate, a fost eliminat apoi din cupă în meciul cu Unirea Urziceni. S-a spus că Mircea Rădic este lucrat de jucători, că aceștia nu-l mai vor. Se va vedea la sfârșitul partidei de astăzi contra Oțelului dacă această criză de comunicare și nu numai s-a rezolvat, dacă Rapidul va reveni în lupta pentru titlu sau dacă lucrurile se vor agrava. Un prim semn în acest sens este prezența lui Mugurel Buga pe banca rapidistă și vom vedea în cele ce urmează și formațiile pe care Grigoraș și Mircea Rădic le trimit în teren. Așadar, un meci extrem de tensionat aici în fața aproximativ 10.000 de spectatori. Haideți să vedem cele două echipe. Rapidul într-o formulă 4-4-2. Joacă Săpunaru în dreapta, în stânga este Filip Leonar, belgianul, în centru Vasile Maftei și, și Marius Constantin. Mijlocaș defensiv Grigore, în dreapta Vasco Matos, portughezul, Grigore este avansat, iar Sesinia în stânga, vârfuri Boia și Despotovici, un 4-4-2. Am putea spune ofensiv pe care îl propune Mircea Rădic. Areu, atât Boia cât și Despotovici, Sesinia centrează, Boia! Din spate apare Grigorie, faza rămâne periculoasă, vine Deac la dublaj în acea zonă. Grigorie găsește totuși culoarul de centrare, Despotovici, Sesinia, fază interesantă, încheiată însă cu această minge prinsă de Stoian Colev, portarul bulgar de 32 de ani. Nu, preferă o pasă la Iano Sechei, șutează acesta. Cred că la mai puțin de 2-3 goluri diferență fața ultimei clasate. Până la urmă, Universitatea Cluj a câștigat chiar în Giulești. Ambele echipe ale Clujului au câștigat în Giulești cu același scor, 2-1. Există oarecare precipitare, poate și din partea presei. Toată lumea se aștepta la un retur mult mai echilibrat. Iar sezonul a început, anul a început cum nu se poate mai ciuda. Vilianti blocat! Excepțională intervenția lui Vasile Maftei. Pasă interesantă, Boia, foarte frumoasă această combinație. Sesinia pătrunde în careu, ce a fost? Să vedem, lovitură liberă de la marginea careului pentru Rapid. Deac are o poziție destul de bună, apare la învăluire Semeghin. Acum ajunge mingea la Semeghin, centrare din prima, fază periculoasă. Ce frumos meci avem până acum, un început excelent la Galați. Rămâne să vă redăm după 12 noaptea ceea ce s-a spus. Fază interesantă! La un pas de 1-0 Rapidul în final de repriză. Acestea sunt momentele în care Despotovici reprezintă un adevărat pericol. O reluare adevărată de atacant, adevărat, pe spate. Foarte... Hands făcut de Sechei și probabil cartonaș galben. Nu, se lasă jocul să continue. Șutul lui Sechei peste poartă, a fost însă un hands foarte clar făcut de Iano Sechei. Și amenințător s-a îndreptat rapidiștii către Hațegan, apoi către tușierul Aurel Onița. Final de primă repriză pe stadionul din Galați, Oțelul și Rapid la egalitate, 0-0. O primă repriză foarte spectaculoasă. Noi revenim cu partea a doua peste aproximativ 14 minute. Arbitrul partidei, arbitrul de centru, este Ovidiu Hațegan. La tușe, Aurel Onița și Zoltan Sechei. Iată și pe Daniel Pancu. A marcat la primul său meci după revenirea în Giulești. În partida cu Universitatea Cluj nu a fost de ajuns acel gol. Paraschiv poate fi un pericol pentru apărare. Stan! Peste! Rămâne 0-0. Super! Precis în pasele de acest gen, pasele lungi. Boia. Urmează centrarea la bara a doua, Sesinia. Rămâne pericol, Boia, poarta este goală. Ai temperat această acțiune, Sechei, Stan, în careu, încă o dată Maftei, pe spate Pancu și un contraatac, 3 contra 2, fază interesantă, mingea se duce către Sesinia, jucător de picior stâng, Sesinia îl are în față pe Costin, Sesinia șutează, mingea trece pe lângă poartă. În continuare 0-0, dar ritmul crește. Avansează Emil Jula, centrează spre Iano Sechei. Iano Sechei, șut deviat. Foarte șters din joc Herea. Pe Pancu l-am văzut, pe ceilalți mijlocași am văzut, pe Herea nu. Și când te gândești că aducerea lui Herea ne-a pus în fața celei mai
lungi, cred, telenovele, așa numite telenovele a fotbalului nostru. Da, ce nebunie, zicea că încearcă să-l aducă pe Kaká. Gabriel Paraschiv. Gabriel Paraschiv spre Ianosechi, față în față cu Dani Coman. Ianosechi șutează, respinge portarul Rapidului. Excelent Dani Coman și în această partidă. Nervii pe arbitru se transformă în încurajări pentru echipă. Să ultima perioadă în Rusia. Vom vorbi după această acțiune. Centrarea lui Brujan. Stan a apărut din spate. Modestă pasa lui Sălăgean. Iese din nou din apărare Săpunaru, fundașul dreapta al oaspeților. Avansează spre careul lui Stoian Colev. Pierre Boia față în față cu Sergiu Costini. Trimite lui Sesinia, cere Ștefan Grigorie. Și se liniștește acest atac al giuleștenilor. Pancu, excelent pentru Boia. Boia față în față cu 1-0. Gol marcat de Pierre Boia în minutul 75. Vine din nou interesant campionatul prin acest gol. Oh, ce intervenție! O contră cumplită între Brujan și Pancu. Se acordă lovitură liberă. Dacă se acordă lovitură liberă pentru oțelul Galați, pentru Rapid, mă scuzați, trebuie acordat și cartonaș galben. Și ar fi al doilea lui Brujan. O talpă direct pe gamba lui Daniel Pancu. Este adevărat, Pancu a fost cel care a dat primul drumul la acea alunecare, însă Brujan l-a lovit pe jucătorul rapidist. Iată, se pare că va veni cartonașul galben. Dar logic, până la urmă, iată intervenția. O intervenție foarte dură a lui Brujan. O intervenție de, se pare, de al doilea galben. N-a rezistat prea mult în teren Brujan, da? Galben și roșu. O intervenție putea să fie de roșu direct. Da, da, evident. Degeaba protestează Brujan. Talpă direct pe piciorul lui Daniel Pancu. Lui Grigoraș, cred eu că are resurse. În mod normal, roșu. Da, și va fi roșu. Galben Paraschiv. Oricum mai are unul. Mai are... Sunt cele mai inofensive. Sunt câteva șervețele. S-o dar avem brichete, avem cutii de suc. Da, ideea e că toate acele controle corporale se fac la sânge doar în capitală. Să-l vedem acum pe Sesinia, șut frumos al brazilianului. Interesantă fază, să vedem. Nu se acordă penalti Jula într-un duel cu Săpunaru. Au cedat nervos gălățenii. A ieșit Paraschiv de pe tunel. Gata, gata, oamenii de pe banca oțelului Galați să intre în teren. E clar, după o asemenea acțiune în final de meci, în finalul unui meci în care ai primit deja două cartonașe roșii, sper să primești un penalti. A existat un contact, dar nu cred că se putea acorda penalti. Namo, iar acum încă o partidă de acest gen. Nu e ușor pentru un arbitru tânăr, șutul lui Grigorie. Face peste 4 minute de prelungiri. Puteau să se acorde și mai multe. Iese de pe teren Ștefan Grigorie, înlocuit de Mugurel Buga. Iată, revine Buga la prima echipă a Rapidului, fie și pentru 3 minute în finalul partidei de la Galați. Gianul Filip Leonar. Sechei intră în careu, este acolo Sesinia, are avantajul picioarelor mai lungi. Deac pentru Daniel Stan. Pare a fi frică de victorie în jocul Rapidului. Sechei, Sechei șutează! Dacă Rapidul primea gol cu doi oameni mai puțin, cred că jucătorii puteau să-și prezinte demisiile toți. Pare a fi frică de victorie realmente la Rapid. Intervenție minunată a lui Dani Coman. Încă o dată apare acea întrebare. Ce s-ar face Rapidul fără Dani Coman? Un ultim corner, o ultimă fază în această întâlnire. Și se aude fluierul de final al lui Ovidiu Hațegan. 1-0 pentru Rapid. Însă se va vorbi foarte mult despre acest meci